Bună ziua, bun găsit tuturor! Trafic destul de limitat, aș putea spune, în acest moment în capitală. Foarte puține mașini din această dimineață, de când suntem aici, în zona Ministerului de Apărării, am văzut trecând în zonă. Aproape toate oprite de polițiști, așa cum vedeți și în imagini în acest moment. Sunt foarte multe mașini ale firmelor de transport, de produse alimentare, dar și de la alte societăți comerciale care încă își mai desfășoară activitatea în această perioadă. Șoferii prezintă documentele prin geam, se păstrează o distanță între polițiști și șofer, nu se ating obiectele. Sunt prezenți și militari, doamnelor și domnilor, în astfel de filtre. Sunt înarmați, așa cum prevede regulamentul militar, dar nu trebuie să vă temeți, pentru că este procedura standard și este ținuta militarilor. Practic și polițiștii și jandarmii au și ei armament asupra lor, doar că nu este la fel de vizibil ca în cazul armatei. Prezența armatei este peste tot în țară. Am văzut recent imagini din Gorj, din Suceava, de la Timișoara, de la Cluj și Iași, cu echipe mixte între militari, jandarmi și polițiști, care verifică să nu cumva să încalce cineva regulile. Este carantină, doamnelor și domnilor. Nu ieșiți din case dacă nu aveți neapărat nevoie, iar atunci dacă o faceți, să aveți obligatoriu documentele, adeverința pe propria răspundere sau de la angajator, iar în acest caz să aveți și o legitimație pentru a demonstra că trebuie neapărat să vă deplasați la locul de muncă.